e o zi ca toate celelalte. Drumul e nou și nu știi unde duce. Pașii îți sunt deja urme, pe care ziua de mâine le va șterge. Și tot ea va uita de ziua de azi, punând alta în loc. Doar tu și eu nu avem cum uita ce e azi. Sunt vieți nemai întâlnite, ce așteaptă să le faci bine. Aici, încă tu nu o să ajung mai eu. De aici nu mai este nimeni. Câți 3-14 câți, nu-i nimeni. Șobolani, poate că. Din 57, câți gazi aici. Atunci a venit armată și ne-am găsit și ne-am strâns. Am făcut. Am muncit. Cu muierea, vezi, ne-am adunat și am început să muncim, să ne facem câte ceva. Am început de la oaie, porc, până am ajuns la 4 boi. Și lucrările aici ce am făcut, tă cu mâna mea s-a făcut. Și acum aș munci, dar nu poți. 87. Anul ăsta am intrat pe 87. A fost, cum a fost, numai un singur lucru, n-am avut copii. Restul, nu a existat în casă, o casă să nu avem noi lucruri. V-am cunoscut-o din copilărie. Nu mai au fost mai bătrână ca mine cu 7 ani. Între ajutorul lui Dumnezeu am trăit cu muierea 63 de ani. Și la bine și la rău. Ce-o fă rău, ce-o fă rău. Te lovi la mână, e rău că te dore. Nu. Și așa că te dore și inima. Dacă vezi că nu mai poți. Dar Dumnezeu știe de tot. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat viață, El ne-o ia. El îți dă gânduri și bune și rele. Ce-o fă bine, mulțumesc la Dumnezeu. Că m-a ajutat și am ieșit de la rău la bine. Noi, pe timpul nostru, când ne-am strâns, noi nu era ca acum mașini și tractoare și treburi. Sapa și furca și greba de adunat fân și secerea. Seceram cu secerea holda și îmblăteam și duceam la moară și făceam pită. Cum să nu te îmbucuri de ceea ce vezi că poți face tu și ce poți folosi? De exemplu, dacă faci ceva pentru tine, pentru mâncare, de exemplu, cum era mai de mult la noi, mămăligă. Făceai mămăligă, ți-o amestecai și o puneai pe masă și o mâncai cu poftă, că era făcută de tine. Dacă spui cât am umblat, cât am mers pe jos, nu poți crede. De aici luam calul de căpăstru. Că meream după bucate, așa le spunea, că nu se facea cucuruzul aici. Te ducea și-l cumpăra de la țăran. Luai calul de căpăstru de aici și-o luai pe sădealuri. Dimineața plecai de aici și seara erai acolo. Și în haia ziveneai cu bucatele acasă și făceai, ducea la moară și făceai mămăligă. Cum a fost, Doamne, mult am petrecut, am fost și bolnav, și operat, și Doamne, mulți ani de tăte. Și le-am dus pe tăte. Că Dumnezeu nu a lăsat omul să facă rău. Și că zice că nu vreau moartea păcătosului. Vreau să fie viu și să se întoarcă, să se întoarcă și să fie viu. Nu, Dumnezeu așa a zis, că nu vreau moartea păcătosului. Vreau să se întoarcă de la rău la bine. Omul se supără, dar Dumnezeu îl îmbunătățește pe om de la rău. De exemplu, te-ai supărat și te-ai apucat să plângi. Apoi dacă Dumnezeu nu te ajută, tu te plângi, că nu te mai poți trezi.
Eu zic. Eu așa am găsit în viața mea. Nu. Aici nu vine nimeni. Mama, un frate aici și el, și el cu gospodarea lui, și el mai bătrân. Nu. Cine? Dumnezeu să fie cu mine și să mă ajute. Dacă căzi jos, dacă Dumnezeu nu-ți ajută, nu te scoli. Acolo rămâi. Fără voia lui Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu, nu faci nic. Nu, și m-ați întrebat că după ce îmi pare rău. După ani. Ia. Yeah. Pentru că a fost soția mea. Și am trăit o viață, mi-am trăit o viață. Eu țin să vă mulțumesc dumneavoastră la Dumnezeu că am trăit până aici și dumneavoastră că m-ați căutat. Dacă îți dădea gând să te duci pe deal, nu vine aici. Ți-a dat Dumnezeu memoria asta și blândeța, sau cum să spun, ca să arăți ceea ce poți, ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu, să arăți și la altul. Și dacă faceți asta, eu țin să vă mulțumesc. Dumnezeu să vă dăre bine și sănătate. Sunt Mihai de la Cugir. De 5 ani, urmele lui rămân pe aceleași poteci. Ai trecut iarna. No, mă bucur că ești bine. No, haideți. Uite, îți spun aici, da? Și tot de atunci, de demult, îndrăgește omul pe care l-a întâlnit. Alo! Alo! Sănătate! Doamne, ajută! Bine ați venit! Tanti Lina? O, păi Lina, ne-o părăsit. Doamne, ajută! Păi? Cum? Păi, uite așa, acum, în februarie, s-a dus la ea mulți. Doamne, și numai anul trecut am fost la ea. Da, anul trecut nu, era mai o aparență mai bună. Am adus alimente de Crăciun, i-am adus. Da, da, uite că așa. Și era bine, adică o dureau picioarele. Ce... Nu, bine, păi acum e și bătrânețea, 91 de ani care i-au avut. Vai, doamne, aveți ea aceea? Da, da, da. Hai, doamne, pe sus asta mică frumoasă. Copii, domnule. Hai, tati. No, tati, aici trebuie bunica. Tanti Lina, sărată, care s-a dus. Da. Nu mai... În căsuța asta de... În e 80 3 de ani. Metri pe 3, nici nu știu dacă are 3 pe 3. Cu toate cănile ei, că m-a fascinat de câte ori veneam și vedeam căinile, multe, multe căini și furculițe, liringurile, lămpașul cu petrol. Până i-am pus panou, îi plăcea foarte mult. S-a bucurat de panou și văd că nu s-a bucurat prea mult, că asta a fost viața. Păcate nu mai e printre noi. Pereții spictați de ea mi-au povestit, acum 5-6 ani când am fost, cred că acum 6 ani am fost, tot o pictat de ea cu, da, cu pensula. Toți pereții, peste tot, peste tot. Ea își repara cu chirpici, își făcea fiecare fisură și pe exterior, da, la casă, da, da. Mi-a arătat cum făcea. Și aici stăteam de povești pe ea, ea și de acolo și eu aici. Stăteam aici, uite, Biblia acolo. Ceasul aveam, i-am adus radio, trebuia să-i dau volumul mai tare, că auzeam mai rău, dar... Ea a trăit așa cum a trăit, dar a trăit sănătos. Pământ jos, casă din pământ, asta-i, asta-i, asta-i sănătate. Asta-i sănătate. Izolațiile care ies acum. Da. Asta a fost. Pământ și de lemn care de pentru că ea a trăit o viață așa, singură, după ce a murit frate-s-o, de 30 oare, de ani. Oare merea la biserică? Da, da, merea în toată duminica până putut. În toată duminica și la un sărbător. Și peste săptămână merea de-și cumpăra alimente ce-i trebuia. Doamne, ce... Mamă, m-a dat peste cap parcă. Asta e viața. Thank you.
se bucure de panou. Să te ia Dumnezeu. O să o bucura și ea. Da. Mergem că mai avem de umblat. Să vă mulțumesc mult și... Vă mulțumim și noi. Să vede Dumnezeu sănătate. Să vă ajute Dumnezeu să puteți și cine are nevoie să se bucure de El. Nu mai e ușor pentru el decât gândul că pe alt munte mai e o casă în care un om trăiește încă sub acoperișul de paie fără să ne audă venim. Abia merg de picior. Mă aduc. E greu și e mult o viață pe aceeași bucată de pământ. Dar e bine când stai lângă ea. Bunătatea din jurul ei te cuprinde. Este viața ta. Am muncă. Eu bătrână de 78 ani, dar nu am orice la. Și voi să zice, pot să zic, scrie că vă la coară din clas. E după școală, ce-ai făcut? Nu m-ai venit acasă și atunci erau împlantate pe la paduri. Și am venit pe la împlantate. O 3-4 săptămâni. Ocupat. Am trăit. Dar nu mai. Muncea la minte. Acum îl băi sclavă, că-l bătrân. Dar bătrânețea era. Bătrânețea nu-i mai ce fac. Păi zic un carte de rugăciuni când am timp. Așa trebuie să ne rugăm. Păi e cu animal, e cu gren. N-ai închipat, cum vrea Dumnezeu. Eu am fost bolnavă iarna asta. Până iarna asta nu am fost așa bolnavă. E rău când eu mă bolnavă, n-ai închipat. Am folosit o grămadă de medicamente. Cred că m-am răcit și m-am grijit de frică. Asta. În firaș, de trece felul de boli. Mă duc picioarele și
mâine pe aici. Într-un timp vreme. Iarna nu a trecut. Pădurea are lemne. Iar ea e cu grija zilei de mâine. Masa îi va fi plină de paște. Așa ai lăsat urme de pași, pe care însă îi aude altfel la plecare. Vezi cum drumul se întoarce cu fața la iarnă și nu ai ce face, îl urmezi. Ai multe drepturi, dar nu acesta, să ceri în aprilie să fie un drum fără zăpadă. Am stat cu bunicii, bunicii au mai avut copii, 5 copii, 2 fete și 3 băieți. Și aici m-am regăsit, în meleagul munților Apuseni. Mi-a făcut casă încet, fără ajutorul de la părinți, de la bunici, nu am avut de la singur Dumnezeu. Am început de la zero, la lingură, farfurie și așa mai departe. Am muncit și cu ziua, la coasă, la banzice, la pădure, la orice bani să iasă, să strângi leu cu leu, ca să poți să-mi fac puțină de casă. După aia, când n-am avut părinți, ca să fiu ajutat, ca să pornesc în viață, tot greu, tot greu, greu, să n-ai ajutor numai de la singur Dumnezeu, e cam foarte mare probleme. Am fost 6 ani, aici un sat 4 clase și 2 ani în Scărișoara. Și n-am avut posibilitatea să mă merg la școală. Mai departe, aici pe munți, mi-aș dori să țin animale. E zona asta frumoasă și mi-aș ține animale, să găsesc o femeie, să fac o țară de gospodărie. Stau singur. Nu am curent și mi-aș dori foarte mult să am curent și un televizor ca să mă uit și o seara, nu să stai tu la lampă. Foarte greu singur. Foarte greu. Dumnezeu să ne ajute continuare. Asta e viața, n-am ce să facem. Și cu bune și cu rele. Dumnezeu ne dă gânduri bune, prin suflet. Și ne bucură prin suflet, fără să ne dăm seama. Și ne trezim că, la urmă, se vede că Dumnezeu există. Prin oameni. Sunt oameni cu suflet bun, care ne ajută fără să ne dăm seama cum apar. Și ai un semn foarte mult de la Dumnezeu. De 80 de ani așteaptă, în zadar. Doar pașii lui duc la casa prea plină de liniște. M-am căsătorit aici. Am fost 8 frați. Da. Și trebuie murit, 11 am fost. Cred. Greu, fost greu. Foarte greu. Am mers și la școală, am făcut 4 clase. Atât. Nu. Greu. Foarte greu. Da. Atâția oameni. 8. Părinte 2. 10. 10 persoane. Într-o casă, dar mai mare casă. Acum, toți. Am dormit cum am putut. Da. Greu. Da, da. Și așa se petrecă și îmbătrânim. 83. Suntem bătrâni. Greu, greu a fost. Foarte greu pe munții ăștia. Așa și beră, știi? Nu era, cum zic, curent și trebuie. Așa de asta de pe lemn, știi? Țineam aprins și se taie fundul. Cu gândeaua, cu medeasă. Da. Greu, foarte greu. Numai cu lampă.
Mamă, și cu petrol. Curent. Eu n-am bagat, că n-am avut bani. Ce să bag, să împărțesc. De 56. De când locuiesc aici. În viața întreagă, am trăit până lumină. Aici am mare. Greu a fost. Foarte greu. Nici aparat de radio nu vreau. A dorit, dar să am și o lumină. Să bag și sară și în casă. Să mânc de cină, ba, mă culc și strâng lumină. Da. Până dimineața, iar mă scol. Dumnezeu nicine. Pe toată suflarea asta, de pe pământ. Da? De putere, luăm să. Să curce, să scoale, să se roage. Da. Așa e. Și pe pământ, sub pământ ar fi mai bine. Acum nu lucri, mă odinești. Dar bumbarul de aici, eu, sufletul. Omul are suflet. Sufletul e ca o scânte. Dar nu-l vede nimeni. Nu-l vede nimeni. Mare de sus, Dumnezeu. Așa urcă sus, la cer. Scrie în cărți. Da. Eu la voi, o bazuș vin. Doamne, ajută-mă. Să trăiești. Obiecinul de aici în curs. Florea îi spune, Florea. Să nu mă găsească. Ca să nu fie înghețat de frig. Terenul îi folosesc eu de aici. Nu vrea să facă vară. Mai am de gând, dar trebuie să alinăm. Că-i băie mea să ne cucăm. Să nu mai fie tot frig și rău. Da. Așa e cum e. Cum se vede. Da. Au plecat mulți oameni și vieți pe munte așa. E pustiu, aproape. Mă unde și unde mai este câte un om. Vine o zi, aceea pe care noi nu avem cum să o uităm, și pași mulți îi trec pragul. Tăiem câți nu se vadă, știi, de sub pas, după așa de vechi. O metru, hai să zicem, un metru. Și o brichetă. Se decapătează. Asta o să fie cu skepsis. Dar nu a fost niciodată în pic. Lumina. Până acum. Vreau să vă arăt ceva să vedeți. Când rămâne să nu o să fie soare așa mult, apăsați pe siguranța asta jos. Uite așa. Da, da. Și apăsați în sus. Și aici e pentru becuri. Pentru, se luminează tot pentru becuri. Uitați, se stinge. Da, da. De aici se aprinde. Și asta e tot. E din nou bine. Și de aceea drumul nu se oprește, ci te duce pe alt munte. Îmi pare rău și dacă mor. Am un tăc bătrân. Tata, am trăit destul. Am 75 de ani acum. Nu m-am gândit că trăiesc atât. Am
cât a vrea Dumnezeu al lui tu. Zice că are și care altul are mai grea cruce, altul mai ușoară. Nu știu. Pot fi tăți egal. Bucurie n-am prea avut așa de ce. Că, cât că dacă n-am fost bolnavă, rău aceea m-am purtat și așa, dar altceva așa bucurie n-am prea avut așa. Mai mult n-am putut să fac. Nu toți oamenii pot face atunci. N-ar posibilitate. Păi eu am rămas ce să mai facă. M-a dus după apă. Mulți ani, Doamne, când m-a fost duce după apă și după pâine m-a dus și după medicamente m-a dus. Merg pe jos, m-a mai hodinesc. Mai bine, aproape poate când cetuți așa o două ceasuri, poate. Bărbatul a murit, de 11 ani. Am trăit mai cu greu și apoi am ce să faci. Nu ușor am trăit. Dacă era mai bine, bine era, dacă e așa, așa. Și copilul meu a murit. N-am mai necașit astea, ani a fost în Iași. Ce-ți faci? Atât ai fost. E frig aici? Nu mai fac cu ea puca să fac foc. Geamurile se văd cum nu bune, dar ce-o fac să putriga oase. Din frigul, nu? Vezi că-s de mult. Am mai pus, vezi, că geamțele se nu de tumna când bate vânt și iarna, atunci îi bai. Odată mi-a luat, ni l-a dus acoperișul pără clou de la oamenii ăștia în clou, un vânt. Și trebuie să fac, să acupăr, că m-am putut. Într-o noapte am avut noroc că n-a plouat, că aveam atunci televizorul și că n-a plouat în noaptea aceea. Am trimis pe un vecin și mi-a adus acoperiș și m-a ajutat ce este vecinul aceea. Și am acoperit. Sunt oameni noi care scutrăieră casa. Poate te temi, fiindcă de o viață tu știi că nu există decât bine cu plată. În casa ta va fi cald de acum, dar întrebarea de azi te va însoți multe zile. Cine e omul de departe care a făcut bine fără plată? E la boroboc. Dacă când îl deschizi și stă unde îl pui, înseamnă că e la boroboc. Nu e târziu să afli că se poate. Nu poți schimba ziua. Urmele deja nu mai sunt. Te străduiești în zadar să le lași pe pământ. Șase, trei fete și trei ficiuri a fost. Tata a murit, numai eu am rămas. Tăți frate și mamă și sorul și tăți, numai eu am rămas. 89 de ani. 80 și n-au. Și mai bine și mai rău am trăit. Mai rău mai mult decât bine am crescut. Am trăit cu greu. Am mărit la oameni și am lucrat cu doua și m-am ținut. Și așa. Am unii mai dă câte un pic de ajutor. Că să nu-mi dea ajutor, aș pieri de foame și de goală. 1.400.000. Am nu mai mâncăm atâta, ne ajunge
câte o pănuță de aici într-o săptămână. Nu știu că ar fi. Dacă aș știa, e bine, dar nu știu. Nu era școală atunci când am crescut noi. Nu era școală. Era mai rău pe lume ca am. Mergea cine și cine mai mergea, că erau mai stăriți la școală, dacă n-am. Nu. Pământ n-aveam atâta. O jumătate de hectare, dacă e. A fost mulți și s-au împărțit. Dumnezeu a lui pus să ne ajute, să mai ferească de rău și din acasă. N-avem pe nimeni. Numai pe Dumnezeu de sus avem. Că pe urmă pe din sus, că ne-au lăsat-o vecine ăștia, ne-am făcut un pic de drum pe hat cu ea asta. Că ne-au închis, nu ne-au mai lăsat să ne aducem apă. Și apoi ne-a lăsat vecina asta și mi-am pe lângă gard. Și este cale. Dumnezeu vrute, așa, să nu uităm de Dumnezeu, să uită. Să ne ajute Dumnezeu, să ne dea sănătate și putere. Așa e pe lume. Multe cele. Am avut lumină de culori. Am avut ceva ca o ca un lampaș și cu baterie. Dă-i oameni acolo. Or fost duminică, de până întreamnează a fost. Și luni dimineața au mai venit unul. Așa, pe sus o pui, electricienii aceia. Eu m-a prins acasă. Nu prea mult, că la ochi. Am un lampașul de acela cu baterie și cu acela l-a prins. E bun. Mei, ce să-i bă? Cu ce să trăim în lumea asta, că e cu greu de trăit. E suferință. Avem suferințe mari și dureri mari. N-avem ce să facem. Dureri și necate capul nostru. Păi bine că așa nu. N-avem pe nimeni, numai pe Dumnezeu. Să ne ajute, să ne ferească de rău. E cu greu în lumea asta. Doamne ajută-vă, Doamne ajută-vă! E prima ei zi cu lumină în casă. Oricâte zile va mai avea, aceasta e ziua pe care o va duce cu ea oriunde va merge. Aici înveți să nu cerți, să nu judeci, fiindcă nici eu, nici tu, nu am stat singuri într-o pădure. Aici, da. Aici, da, suntem născut, da. Noi frați am fost. Noi, când eram copii, dunea mamă doi și într-un part dunea tata, mama, nu. Ei, dunea. Noi, când până am fost copții, duneam amândoi în pat, nu. Până am fost mici. Și am urmat, după ce... Până s-o căsătorit, frate, mi-o, am făcut un lângă casă, am mai făcut aici mai jos și... Nu. El s-o căsătorit, a apucat cu copiii noștri. Și apoi eu am apucat așa, nici nu mi-a văzut așa seama, mă, să mă încur, nu, vezi că... Nu, unii nu... Vezi cum nu era vorba, că nu-i pogană. Mi-a stat gândul de una de aici. Și apuntă, zicea și unul și altul că nu-i pogană, că au avut probleme, treburi. Și nu, n-am avut cora să mă baș. Destul cu trecut așa. Nu, vezi. Vezi că singur ce faci, nu. Vezi, aici ai baiul, nu. Singur ce faci, nu. Ce faci, vezi, n-ai cu cine, nu, să... Nu, și de-ai ținea câte un animal, dar singur ce faci, nu, nu? Hai că te cosicosești și cu coasa, pui jos și ăsta în ietul la ciomoară, nu? N-ai cu cine strânge, n-ai cu cine... Aici ai baiul. Pare, nu, dar pământ ce face, nu? Păi au fost bătrânii, nu, au fost cum au fost, nu.
Nu pun ce să fac, nu. Poate și am o ai găsit, nu? Când aș fi să te mai miști în lături pe undeva. Păi eu știu, nu? Am un bătrân. Nu, vezi că cum e, nu? Și aici trei fac de-a mă o săptămâni. Da, sâmbătă, noaptea de flori. Născut. Da. Cu ciubere am lucrat și noi și cu lemne, cu pădurea, nu am încoace. Cu ciubere am lucrat, nu, dar vezi că am ieșit, nu, că... Umblam în țară și noi, mergeam pe acolo, pe Bărăganu, mergeam, stăm că și două luni de zile pe acolo. Dar nu, ne aduceam ce ne trebuia de pe acolo. Gineam cu bucace și bă, nu, că treceam marfa, noi, dar bine atunci, nu. Mă, am mai avut ajutorul ăsta social, nu, și mai... Măi, dar 1.400.000, nu. Și de mai legat de cineva, dacă aș găsi pe undeva, că chiar aici, lângă Hodin, într-un sat, Domoșu, îi spune că ar avea nevoie unul să mărg acolo la el, la vaci. Acum, nu știu, stau împărțit, am un camaron, nu știu, Bobe, am luat de luat. Să vedem cum mă prezint. Poate mă duc pără de toamnă, să vedem. Păi să-i cogi oi de vaci acolo, să-i ajut acolo, da, să-i curta oi. Stai, că și-am luat la Paști, de Paști, de Bogheci, ori era neaude, nu se vedea galul. Era nea, până în sesiuri, era de Bogheci, ori pe ăsta timp era aici. Da. Că acei, culmea asta, și de la Rugini, de acei, de la Vârtop, de la Bihor, aici au strânge, tăteneau, până la limită cu Clujul. Aici au strânge, tăteneau, o strânge. Gine și din Cluj, gine și de aici, aici o strânge. Și bucur, da, că abia am pus să te întâlnești. Cum unul cu altul? Cum să nu te bucuri? Că abia am pus să te întâlnești unul cu altul. Cum? Da, te bucuri, da. Aici ați plăcințelința asta? Mă luam câte una două când mergeam așa, că am ce-ar făcut planul, că de-am o două săptămâni târg aici la gârda și că o să mărg să-mi iau o pălărie, un club. Că ala e mai vechea, păi nu e așa, numai de portul e bun ala și să-mi iau un club, că am o de haine, cred că așa, ori și șetere de haine, ori și de animale, nu știu, și dacă așa, așa rău. Și cred că trebuie să mă duc să-mi iau un club de-am o două săptămâni când așa târg. Un om bun vrea să lase un semn, fiindcă dincolo de clipa aceasta, când Todor se bucură, lumea va începe din nou pentru el, cu vestea că până și el, de la capătul lumii, este iubit. Că vine că da, vine. Da, vine că e bun, că te apără de ploaie, n-ai treabă, e lată aici. Vine, n-ai treabă. Așa e că e frumos, că am fost omul nealcuș la viața mea. Și când am fost tânăr, am fost frumos. Și nici am unul zis, la 63 de ani. Sâmbătă într-una la noapte, fac 63 de ani. Aici știi că e mai mult decât ce se vede. Pereții ascund vorbe adunate în multe vieți. Și am așa o timpului, am bătrânii să taci. Trebuie să lași după aceea tineri. Că nu lași, nu faci nimic. Ce probleme știți că aveți? E până aici, am eu bețe în cap, nu știu, tensiu. Ați amețit? Să nu știu de mine, nu, eu ginez, mă să stau jos pe poale, pe bursă. Să nu știu de mine, nu. Bun, și acum eu vreau să vă ascult aici la spate. Da, vă plecați puțin așa mai în față, bine? Da. Și respirați, uite, o să respirați odată cu mine. Când eu fac... Așa da. Se face și dumneavoastră, da, da, da. Bine? Bun. Ați simțit vreodată să vă bată inima foarte tare? Nu, are o aritmie. Și uite, vezi chestia asta aici? Asta e pectus excavatum. Înseamnă că a avut rachitism în copilărie. Să nu-l toace, știi? Pătură pilotă și o perină, bine? Da. Pentru pat, iar în partea asta... Alimente pentru dumneavoastră, cu ceva medicamente. Da. O să le punem acolo, bine? Da. În cealaltă cameră. Da. Iar medicamentele vă explicăm cum trebuie luate da. Și pentru ce sunt fiecare.
De ani buni, aici, un om nu mai iese din casă. Și rare ori îi bate alt om la ușă. E la pragul afară, n-a putut de 10 ani, n-am trecut afară să calc iar băverci. Și acum, numai din 2 ani, de când m-am plimbat aici, așa, să trepind, m-a ajutat Dumnezeu Sfântul. Eu numai bine m-am împiedicat cum era, că nu era astea, și m-am împiedicat că n-am avut nici în calța mea așa. Și am căzut, jos. Numai bine au venit doi, unul Liviu și cu Gogu. M-au luat și m-au pus în pat după ce am căzut, că atunci mi-a rupt rău. Și după ce din pat am căzut iară din nou jos. De 3 ori am căzut din pat și a 3-a oară nu m-am mai putut ridica. 3 zile și 3 nopți. Am rămas așa, m-am tras, m-am vârcole prin casă, nici am mâncat, nici am băut, nici nimic. Nu, și în ce necaz am fost eu atunci. Și după aceea, cum să zic, copilăria mea de la 6 ani, am dus-o greu. Că a fost, mama ne-a făcut, cum să zic, că a fost femeie săracă. Și ea, noi suntem, din, cum să zic, din frunză. Aveam câte 4 cloșci cu pui și ea se ducea pe la oameni și lucra. Și le lega de un picior acolo și eu trebuia să stau toată ziua, facea câte de ouț mâncare. Am făcut 8 clase și eu trebuia, dar nu m-o lăsă mama, mi-a făcut dosarul ca să mă las soră de moșă, că mi-era drag, știi? Aveam o căsuță numai de 2,5 metri. N-am avut curent, cum să zic noi aici, eu nu, n-am știut de curent. Când am noaptea până la 12 nu mă culcam, vă spun. La 12 zrugăciunile, cum se fac, au mărți pe la mănăstire. Și atunci am cântat cântările, mă ruga le Dumnezeu, cântam cântările și mă linșeam. Până dimineața nu mă, cât a fost iarna așa, nu mă, stăteam liniștit așa. Că mă gândesc, Maicuța Domnului, cum m-a ajutat de am fost, că eu am fost rău. Bucuria locului, nu am avut. Așa a vrut Dumnezeu, ca să ieșim oameni. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu al lui și Maicuța Domnului ne ajută. Dacă noi nu ne rugăm la ei, ei nu ne ajută. Putere! Nu, dacă eu am stat pe pod și am strigat, nu, cine, că nu m-a ajutat oamenii. Și în visuri aveam că mă fac bine. Am vrut eu să știu alături cu Mântuitorul și când vreau să mă ajute, să măr și eu pe afară, doresc să măr pe afară pe lume, să mă ajute bunul Dumnezeu și Maicuța Domnului. Am visul să mă duc, să mă duc să mă plimb așa. De azi aprinde lumină în casă și nu se mai teme de noaptea prea lungă. În întunericul nopții, casa ei se va vedea de departe ca un semn. Vezi un om și știi că e bun, că te așteaptă de mult, parcă știe că va veni o zi când în sfârșit va afla că nu e singur pe lume. Aceasta e ziua. Am intrat la omul ăsta ce l-a avut căsile astea, ca slugă. El era angajat, vă gestionar. Eu eram mai mult cu vitile și cu coafe și cu ce era, cu cărat, cu tot. A murit de 10 ani, 11 la vară. Numai că m-au lăsat frații lui să stau în el. M-au lăsat fiindcă am fost slug aici. Am avut 8 frați. Numai unul mai trăiește. Dar tot s-a dus de aici. Din 45 născut. 76. Obosesc repede. Am și cu inima, am bronșit la plămâni, am fost internat. Acum e mai greu, până mă pot purta, mai mere cumva. N-am curent, mă ia prin lanternă, mi-a spus la aparat, mă. Îl citesc în cărți și mă rog, Domnului, să mă ierte și să mă ajute.
să nu mă lasă la bolnăvire, la necazuri. Am plâns. Bună ziua! Ne bucurăm să vă cunoaștem. Aproape în toată ziua. De singurătate, de câte câte. Puteam avea viitor, dacă procedam mai bine. De dat cu var, o să dăm aici, în camera asta? Atât, în camera. Doar în camera asta? Am greșit că nu mi-am văzut de un rost ceva. N-am judecat cum va fi. Trageți? Dați drumul? Trageți? Dați drumul. Acum a trecut timp. Asta o folosiți să scoate de sub pat. Asta nu le-am luat. Sufletul? De tristețe am ajuns aici. Eu n-am nimic cu nimeni. Care mă cunosc, mă iubesc. Nea Dumitru, s-a făcut lumină? Bine ați venit, Dumitru! Lasă locul acasă. Mai recunoașteți camera? Mai recunoașteți casa? Să zâmbiți mereu, că sunteți foarte frumos când zâmbiți. Ce lăsăm în urmă când trecem pe lume? Pași pe care vremea îi ascunde. Zile pe care înlocuim cu alte zile. Copaci care se schimbă, fără să ne întrebe pe noi cei care îi însoțim. Dar totuși, ceva rămâne în urmă. Sunt faptele tale bune, în inima omului, ele sunt urmele tale. Rămân ca semne de bine, până la cer și înapoi, într-o zi care nu e ca celelalte. Vremea va trece și vei afla că binele se întoarce la tine, cel care ai dăruit.